ultima sâmbătă de Brumărel, locuitorii satului Crugli, Craionul Criuleni, s-au adunat la o șezătoare. Au cântat, au dansat, au admirat zestrea neamului și s-au bucurat de comunicare în compania artiștilor locali. Bună seara, dragă vecine! Bună seara! Bună, bună să ții și inima, dragă! Dacă noi chiar vă așteptăm și cu drag, vă poftim să treceți la noi! Da, noi n-am venit cu mâna goală, am venit cu pâine și sare, să ne fie dragă șezătoare! Ia căutați-vă așa un loc jos și vă așezați-vă să vă fie comod! Trece, să ne sporească și lucru. Vecinii mei dragi, iată ești mai aproape de mine. Da. Fie că n-am auzit că aveți sărbătoare și mulți oaspeți. Ia luat și o gărășoară, apoi el și știi cu fâie s-am sărit bărlatul și hai, la vecin. Te ajut, da. Da, poftim, ia și mulțumim. Și am venit și eu cu un haier mare. Poate lucra și eu la șezătoare. Așa ajute Dumnezeu, vecinii. Ia, 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 Nu, garapa cu zi, știți că garapa cu zi n-o să ne facă la șezătoare poșini, cred că. Deschide ușa, deschide ușa, vedeți că nu ne încap și nepoței vin la șezătoare. Ce bucurie mare avem! A venit și el la șezătoare, cu niște turte mari, poate ne-ai găsit un gospodar. Să-ți dai Dumnezeu și ne dai după ei, nu ne dorești. Da, 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 vă așteptăm cu drag. Dar eu am venit cu niște șapuri, să nu fie oașele stea. Să le dăm noi mâncare, că bada proste o plouat anul ăsta, dar eram amărâți. Că nu ne plouă și nu o să avem și hrăni, dar și vacile, dar și oile. Dar la urma urmei și noi. Și noi ne rugăm Domnului să ne dă aici ceva de aligurii. Bună seara, bădicioară! Dar noi v-am adus doi cățeti usturoi, poate ieși și la noi. Să dea Domnul și să ne și mișoarea trebuie. Hai trece, 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 dăm cine mai vine la noi la șezătoare. Să ne păzească Dumnezeu direct. Eu tot n-am venit cu mâna goală. Eu am venit cu niște șiri de busuioc. Să avem în casă, mamă. Să ne dăm Dumnezeu și noroc și de toate și alea. Ia ca vine și cu scra! Cu scra! Cu crioze, bună seara, bine v-am găsit. Doamne, dar și la loc e mult o venit la șezătoare și ne posăi și bucurii, poze. Dar eu n-am venit cu mâna goală și eu am adus două bucui dulci. Să ne dea Dumnezeu cruci. Dar de când s-a așteptat și poate să venim și noi? Se poate, se poate! Am văzut că lumina aprinsă, cântă muzica. Dar eu am venit și cu bunielul, că ochii mei se păstrează. Alexandru, cine ați venit? Dar n-am venit cu mâna goală, am venit cu niște ouă de găină să-mi găsesc o gospodină. Dar stai de Dumnezeu și ți-ai șchete la un gând pe amusara.
casa asta din neamul nostru. Atenție, Max! Mă păcălesc? Da, da, da! Eu am spus o frază, dar vă spun și eu. Știți atenți la frazele mele, bine? Eu încerc să mă păcălesc. Eu am fost la pădure. Și eu! Mai tare! Am tăiat lemne. Și eu! Am adus lemnele acasă. Și eu! Și-am făcut din lemne o trevcă. Și eu! Am pus acolo mâncare. Și eu! Și porți-o mâncat din ea. Și eu! Vecine, văd că vă prișet pițghine și la scămânat și la depănat, dar ia ca eu vreau să încerc două gospodine care verticale și cărnicuță, am și țăgi, am și ghemușoare, iau în viața mea și la tărdici la mama starte de mă băgam și dacă vine vremea de țăgi. Iar la plăcerea mea, când plășesc, dar nu instrumia, a, e cartelui să numești cărăc. Ori mă greșesc? Cicăruc. Dar cel mai mult că ni se încălzie ața și de până am și făcem țărgi, că asta iar amenirea mea. Mă întorceam cu tata de la Cudru Nou. În pădurea deasă am găsit un ou. Și l-am pus la cloșcă, 5 minute o stat, o ieșit o vacă și un vițel tărcat. Am dansat, am cântat, am petrecut frumos timpul, nici n-am observat. La cine ne mai duc? La mine, Dumnezeu! Ați răzvenit la șezătoare cu tot cu zestre. Da, cu tot cu zestre. Zestrea făcută de mama, eu nu m-am brodat. Și cărâc, țeji, ghemi, țăsături, împlecituri de mama mea. Mama-i decedată, doamnă, poate am priegunul, ea și mă faci țăși, chiar și țăsăm, mă vărăm. Tare mult mama mea o țăsut. Așa, mult tare. Piernile și ele astea mie, e mie, suveică, tot e a mamei. Multe păstrează, state, vile, dar e noi. Ți-are nevoie satul de șezători? Da, da, ea ca scoate lumea din casă. A venit și eu și împrejez nepoțele. Au nevoie cruglicenii de asemenea șezători? De asemenea, șezători nu numai cu cruglicenii, în genere, în fiecare sat. E foarte interesant să privească, să audă și chiar și noi, cei maturi, începem a răscoli amintirile și ne aducem aminte și chiar începem și noi să... Că noi tot cam nu prea am prins multe lucruri și începem a răscoli toate lucrurile acestea și mai amintim, le spunem și lor și ne învățăm odată cu dânsii, parcă întinerim și noi, cum ar fi, noi nu trebuie să uităm totuși cine a fost rămoșii noștri, care au fost tradițiile, nu trebuie să le uităm. Practic, noi suntem un popor care suntem foarte bravo că ținem, până când ținem la rădăcinile noastre, că unii nu ne-am duce în care țară sau chiar iată cum acum vrem să luăm calea spre europeană, noi totuși rădăcinile nu trebuie să uităm de unde ne-am pornit și îmi pare foarte rău de acei moldoveni care pleacă peste hotare și nu își învață copiilor să vorbească în limba maternă. Învățăm alte limbi și nu ne este greu, dar de limba maternă
cam sunt unii care uită. Eu sunt garantat că în fiecare familie este ceva frumos. Eu acasă am și eu un mini muzeu. Noi ne mândrim că avem un popor iubitor de trecut, de prezent și sperăm că viitorul va prospera. Astăzi spectatorii au mulțumit că i-ați scos din casă. Vreau să vă întreb dacă pe alte meleaguri, pe unde ați fost, partenerii noastre din Norvegia, Polonia, au aceleași abitudine, au aceleași deprindere, au aceeași dragoste față de trecutul, de istoria lor. Da, eu aș vrea să spun că poate că și mai mult este prezența istoriei în viața lor și de aceea și noi ne-am insuflat că tradițiile noastre tot sunt foarte frumoase și ar fi un păcat ca să nu le respectăm și să facem cunoștință la generația tânără care, din păcate, nu le știe. Că trebuie să transmitem. Trebuie să transmitem, dar dacă nu se transmitem, nu mai avem mult timp, pentru că, practic, generațiile noastre și acele țin minte de la bunei, cum erau stativele. Eu personal țin minte cum la bunica era stative, cum torcea lână, cum la mama nu am mai văzut, că nu au avut timp. De aceea cred că este foarte important ca la timp să ne aducem aminte, ca să nu pierdem acele tradiții frumoase care noi le avem.